Iubiți prieteni, vă spunem un bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. Ne bucurăm să fim împreună și astăzi în acest format de televiziune, în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, și având împreună cu noi doi invitați cu totul deosebiți pe care vreau să îi salut și să le spun bun venit la emisiune. Îl avem împreună cu noi în această emisiune pe domnul Țiț Daniel. Dânsul este comisar șef în cadrul poliției din municipiul Oradea și la momentul potrivit ne va da mai multe detalii chiar despre locul unde lucrează. Și de asemenea îl avem împreună cu noi pe domnul Bohuș Petru. Dânsul este agent șef principal la biroul poliției de proximitate din municipiul Oradea. În această zi, în cadrul emisiunii, vă avem într-o calitate dublă, ca și reprezentanți ai autorității, ai poliției române din municipiul Oradea, dar și în calitate de oameni credincioși, oameni temători de Dumnezeu, oameni care vor să-L slujească pe Dumnezeu și comunitatea din care facem parte. Înainte de a începe această emisiune, dați-mi voie să așezăm emisiunea pe o temelie a Scripturii, pentru că am dorit de fiecare dată discuția pe care o avem în cadrul emisiunii să fie fundamentată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit că cel mai potrivit și mai frumos mod de a începe emisiunea este să ne aducem aminte și de alți oameni care au lucrat în această sferă, dar care au fost oameni temători de Dumnezeu și oameni care au vrut să-L slujească pe Dumnezeu oriunde s-au găsit. Am să citesc câteva cuvinte din Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Amin. Aș vrea să vă dau posibilitatea pe rând, alături de acele câteva cuvinte pe care le-am spus eu despre dumneavoastră, să ne ajutați să cunoaștem mai bine lumea aceasta care pentru ceilalți poate e un pic necunoscută. Și încă o dată ne bucurăm să vă avem la această emisiune. Cu permisiunea dumneavoastră o să încep eu și mulțumesc pentru invitație la emisiunea dumneavoastră. Domnul să ne călăuzească în această emisiune și așa cum ați prezentat, numele meu este Țiț Daniel, am vârsta de 49 de ani, sunt polițist de 24 de ani și polițist creștin de aproape 5 ani. Îmi desfășur activitatea în cadrul Poliției Municipiului Oradea, am gradul profesional de comisar șef și îndeplinesc funcția de șef birou la biroul Poliției de Proximitate, unde coordonez activitatea acestui birou, format din 55 de ofițeri și agenți de poliție. Aș vrea să oferim posibilitatea și domnului Bohuș Petru ca să ne spună câteva lucruri despre dânsul. Așa cum și dumneavoastră ați citit din Biblie, este mare minune când un om dintr-o structură de autoritate înțelege că și el are suflet și că are nevoie de cineva mai mare decât el, și anume, dincolo de lumea aceasta, de Dumnezeul care ne-a creat. E mare minune, zic eu, când un polițist ia Biblia în serios. Și mă bucur că și astăzi
în România există oameni temători de Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, a ajuns în mâinile multor ofițeri și subofițeri, agenți de poliție și la ora actuală își îndreaptă viața după Scripturi. Eu personal n-am avut parte de o educație religioasă în timpul copilăriei mele, nu cunoșteam Biblia, nu trăiam după îndemnurile Bibliei, însă prin Harul lui Dumnezeu, în urmă cu 22 de ani, am ajuns să primesc această Biblie și de atunci nu mă satur să o citesc, să o studiez și mi-am propus să trăiesc după principiile Scripturii ca să pot fi în felul acesta și un bun slujitor al statului. Pentru că cele două merg împreună, Biblia și cucerințele de serviciu. În perioada sărbătorii nașterii Mântuitorului, am găzduit la Biserica Speranța din Oradea acea frumoasă întâlnire a polițiștilor din zona Bihorului și chiar din județul Arad. Nu știu dacă au fost și alte județe reprezentate la acea întâlnire. Și am povestit unei persoane care nu-L cunoaște pe Domnul în forma în care o cunoaștem noi și i-am spus, uite, am găzduit o întâlnire la Biserica Pentecostală Speranța din Oradea, întâlnirea polițiștilor creștini sau popular numiți pocăiți. Și reacția persoanei a fost, zice, imposibil. Nu se poate așa ceva. Cum să fie și polițist și pocăit? De ce spun lucrul acesta? Pentru că există o prejudecată, zic eu, rămasă de dinainte de 89, prin care oamenii asociau acest departament al autorităților locale ca și cum ar fi imposibil să fii și polițist și creștin. Așa este. De fapt, dacă stau și mă uit puțin în urmă, eu am întâlnit un ofițer din Anglia care mi-a povestit cum a luat de fapt ființă Asociația Polițiștilor Creștini la ei. Și asta se întâmplase urmă cu 125 de ani în urmă. Spunea acest ofițer că la un moment dat o tânără credincioasă se întorcea undeva în Londra se întâmplase, se întorcea din misiunea ei de vestirea Evangheliei și era puțin cam târziu seara, iar un agent de poliție a oprit-o, a legitimat-o și după ce și-a dat datele, a pus și ea o întrebare. Domnule agent, dumneavoastră sunteți mântuit? La care agentul, speriat, a zis, dar dumneavoastră credeți că polițistul are suflet? Și această tânără, Caterin Gurney, așa o cheamă, a luat inițiativa și și-a propus să ducă vestea bună a mântuirii, să ducă Biblii polițiștilor din Londra. A făcut-o și la scurtă vreme s-a format prima asociație a polițiștilor creștini, acolo în Londra, apoi anii următori s-a extins viziunea aceasta și în alte țări și iată că a ajuns și în România această inițiativă și pot să spun cu bucurie că din anul 2000 funcționează legal această asociație a polițiștilor creștini, recunoscută în cadrul Ministerului de Interne și de aceea cred că Dumnezeu iubește polițiștii și polițiștii ar trebui să iubească pe Dumnezeu. Amin. Eu mă gândeam chiar la imaginea pe care o avem acum aici la emisiune, în care dumneavoastră purtați uniforma poliției române și fiecare dintre noi avem înaintea noastră cartea, zic eu, cea mai importantă din istoria omenirii. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că în sine imaginea aceasta pentru toți oamenii care vor urmări emisiunea aceasta va trebui să fie o mărturie. Că cele două aspecte nu se contrazic între ele. Aș vrea să vă întreb, pentru că am citit aici din cuvântul lui Dumnezeu despre Corneliu, un sutaș din armata romană pe vremea Domnului Iisus, după răstignirea și învierea Domnului Iisus. Și acelei persoane Domnul i s-a descoperit. Și eu am reținut din mărturia dumneavoastră care ați depus-o până la momentul acesta,
că ați făcut referire la momentul convertirii, a întoarcerii la Dumnezeu, în urmă cu 5 ani și noastră 22 de ani. Da. Cred că l-ar onora pe Dumnezeu și ar zidi sufletește pe cei care ne vor urmări în cadrul emisiunii să audă cum lucrează Dumnezeu în viața polițiștilor din România și astăzi. Și dați-mi voie să încep cu dumneavoastră, respectăm și gradul în cadrul emisiunii și apoi domnul Bohuș să ascultăm mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea, că prin căsătoria cu soția mea am avut, am cunoscut-o pe bunica din mama soacrei mele, care era baptistă, și rugăciunile ei și-au făcut efectul mai târziu în viața mea, în sensul că după moartea dânsei în 1999, la 6 luni, am fost binecuvântat cu tot felul de binecuvântări materiale, dar eram cel mai sărac de pe acest pământ din punct de vedere spiritual. De ce mi-am permis să spun că eram cel mai sărac din punct de vedere spiritual? Pentru că provin dintr-o familie de ortodoxi, unde părinții mei nici măcar din Paște și în Crăciun nu mergeau la biserică. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Când am călcat pragul Bisericii Emanuel, a cărui membru sunt astăzi, Biserica Baptistă Emanuel, în 1999, la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, ca să aproximez exact perioada în care am pășit pragul bisericii, și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu decât la stadiul de teorie, de terminologie. Da? Dumnezeu este undeva acolo sus în cer, a avut un fiu care a murit pentru omenire, Domnul Iisus Hristos, dar atât. Toată cunoștința mea religioasă se limita la aceste cunoștințe. Și degeaba ai bogății materiale, pentru că toate aceste plăceri și aceste bucurii sunt limitate. Și ca timp și ca spațiu. Singura bucurie veșnică pe care Dumnezeu mi-a dat prin Harul Lui să o cunosc este cunoașterea lui Domnul Iisus Hristos. Am început să cresc în Harul și cunoașterea Domnului Iisus Hristos prin predicile fraților păstori din biserică. Și timp de 11 ani, până m-am botezat, până l-am declarat pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul meu personal la botezul testamental, am mers duminică de duminică. Sigur că am crescut, așa cum am spus, în harul și cunoștința Domnului Iisus Hristos cu fiecare predică. Am început să citesc acasă, am început să înțeleg că citind pot să mă apropii mai mult de Dumnezeu, am înțeles dragostea Lui pentru omenire, toată incubată în versetul din Ioan 3:16, și am început să văd cu ochii inimii, am început să mi se deschidă un alt orizont, o altă viață, am început să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos treptat în inima mea și mulțumesc Domnului că astăzi a ocupat în 100% inima mea. Dar n-a fost chiar așa un proces ușor. De ce? Pentru că eu nu am pe nimeni în familia mea decât soția și fiica mea. Ne-am botezat toți odată în anul 2010, în luna aprilie. Și am început să am din partea familiei discuții, să le numesc doar așa discuții, la modul elegant. Din păcate, am spus, mama mea a zis că sunt fanatic și mă bucur că astăzi sunt fanatic după Domnul Iisus Hristos. Sunt chiar fanatic și mulțumesc Domnului. Socrul meu a fost tot colonel de carieră în inspectorul de poliție al județului Bihor și înainte a lucrat la securitate. Asta știți că securitatea a fost un aparat represiv împotriva creștinilor în timpurile de veche, de tristă amintire, înainte de 89, și n-a fost încurajat, dar mulțumesc și fraților de la Asociația Poliților Creștini când au auzit că am început să frecventez biserica. Sigur că prima dată ca și vizitator au început să mă susțină în post și rugăciune și le mulțumesc pe această cale. Și am început după aceea să trec peste aceste lucruri, am început să mă intereseze mult părerea lui Dumnezeu și nu părerea lumii. Și cu voia Domnului am luat decizia finală de a-L urma până la sfârșitul vieții mele și de a-L face Domnul și stăpânul vieții mele la mormântarea bunicului meu,
soțului bunicii de care am uitat, bătrânii neauri, că s-a rugat pentru noi. În 2009, în luna octombrie, a murit în spital, sigur, răpus de o boală, a plecat în glorie și eu la acea înmormântare am avut harul de a fi parte la slujba de mormântare oficiată de fratele păstor Duru Natiuc din Biserica Emanuel și țin minte și astăzi de versetul din Apocalipsa 21:8. O să-mi permit mai parțial să-l amintesc, mă rog, că despre cei necredincioși, că eu consider că la vremea aceea făceam parte din această categorie, acum mai spune și de cei fricoși și de curvari, că despre cei necredincioși, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Acolo am înțeles prin predica fratelui păstor că Dumnezeu nu ne scapă de moarte. Nici pe Domnul Iisus Hristos nu a scăpat de moarte, dar ne scapă din moarte. Prin lucrarea perfectă și desăvârșită pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru noi, la Golgota, a fost înălțat la dreapta Tatălui și astăzi este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și El ne-a mai promis ceva, că acolo unde va fi El, vom fi și noi, pentru că ne pregătește un loc să fim împreună cu El. Și am ales în acel moment că eu pe veșnicia să mă petrec împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a venit pe acest pământ și a renunțat la tot, chiar și la viață. A venit pentru noi, ca să ne servească pe noi. Și atunci am zis că am hotărât ca și eu să folosesc un termen militar, să fiu în serviciu Lui zi și noapte, până când voi merge în glorie la Domnul. Eu spun Domnul să vă ajute. Amin. Și să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi. Amin. Ca la final de alergare, că oricum viața într-o zi se finalizează, indiferent de serviciul pe care l-am avut în lumea aceasta, și e bine să înțeleagă orice om care va urmări această emisiune, că în final orice om va pleca din lumea aceasta, că are o pregătire mai mare sau mai mică, că are o stare socială de o natură sau de alta, în final toți încheiem socoterile cu viața și va trebui să plecăm în veșnicie. Și întrebarea este, dincolo, unde vom fi? O să mai îmi permit să mai adaug ceva și asta folosesc ori de câte ori mă întâlnesc cu cineva și o să folosesc la emisiunea noastră. Înaintea lui Dumnezeu nu contează cine ești, ci contează al cui ești. Amin. Așa este. Și amin. Asta am înțeles în acele momente și mulțumesc la Dumnezeu că a coborât și după mine în groapa păcatului și mi-a pus piciorul pe stâncă și Dumnezeu să mă ajute să reprezint cu cinste oriunde îmi va purta Dumnezeu pașii. Să vă ajute Domnul pe dumneavoastră și pe noi toți. Amin. Amin. Aș vrea să ofer posibilitatea și domnului Bohuș ca să aducă un cuvânt de mărturie referitor la modul în care Domnul a lucrat în viața dânsului și chiar să ne spuneți, am înțeles că lucrați împreună la servici, sunteți în același birou, da, și de asemenea împreună slujim pe Domnul în felul în care El ne ajută pe fiecare. Amin. Eu am terminat școala de miliție în anul 1988 și, așa cum spunea și șeful meu, pe timpul comunismului, noi am fost învățați și la școala de miliție, împotriva celor care cred Biblia așa cum este și toată ziua sunt cu Biblia. Noi eram învățați mai mult să nu credem în Dumnezeu. Însă, mi-amintesc că prin anul 1990 trebuia să acționăm pe linie de circulație în comuna Băcia, județul Hunedoara. Era o acțiune de noapte organizată și la un moment dat, după ce mai multe mașini le-am oprit, am controlat, s-a apropiat un autoturist care efectiv a trecut cu viteză pe lângă mine, șoferul n-a oprit, datorită curentului de aer puteam să-mi pierd chiar viața acolo pentru că era foarte aproape de mine. După ce s-a dus, am rămas câteva momente acolo în drum și mi-am pus o întrebare. Dacă aș fi murit, unde m-aș fi dus? Și ceva dinăuntru meu, conștiința, a răspuns, în iad. M-am îngrozit la gândul acesta să ajung într-un loc al suferinței eterne. Atunci mi-am zis, trebuie să mă pocăiesc.
De multe ori spuneam cuvintele acestea, cu toate că atunci când eram copil, cum vă spuneam, mergeam din când în când la Biserica Ortodoxă din satul meu natal, de sărbători, țineam și noi toate ritualurile, însă eram departe de a avea o relație personală cu Dumnezeul Scripturilor. Însă de când venea unei caz peste mine, ziceam, Doamne, dacă Tu mă ajuți, eu mă pocăiesc. Aveam o credință temporară. Doar la necaz strigam către Dumnezeu și după ce trecea necazul, uitam și îmi vedeam de ale mele. Dar au fost și alte încercări peste viața mea, care nu o să le mai amintesc acum. Cert este că am știut și am reușit prin toată priceperea mea să fac din viața mea cioburi. Și deja eram în anul 1992, lucram deja la postul de poliție Ciumeghiu, în județul Bihor, necăjit, supărat pe viață, de ce și de ce atâtea nerealizări în viață. Și am întrebat odată, Doamne, oare există acolo în cer? Dacă există, eu vreau să Te cunosc. De fapt, l-am provocat pe Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-L căutăm. Căci Biblia spune, cine m-a vă căuta cu toată inima, mă va găsi. Eu l-am căutat atunci, cum am știut eu, certându-mă cu el, de fapt. Însă Dumnezeu este bun și a trimis la mine un tânăr care m-a căutat acasă și mi-a dărit această Biblie. Și mi-a spus, Dumnezeu Te iubește. Iar eu l-am tâmpinat cu altă întrebare. Cum să mă iubească Dumnezeu? Pentru că eu sunt păcătos. Și el a clarificat lucrurile și mi-a zis, toți sunt păcătoși. Nu există om fără păcat. Toți au păcătuit. Tocmai de aceea Domnul Iisus a coborât din cer și a dat viața pe lemnul crucii pentru toți păcătoșii, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mi-a plăcut gândul acesta. Am luat Biblia, am început să o citesc, am început să înțeleg, m-am văzut ca într-o oglindă, dar de fapt m-am descoperit aici citind că eram sărac, orb și eram gol, fără Dumnezeu. Tânărul acesta m-a chemat să merg cu el la biserică evanghelică în Oradea. N-am vrut să mă duc la început, cum să mă duc eu, polițist, într-o biserică de pocăiți? Era prea de tot. Biblia am primit-o, o citeam, dar chiar să mă duc la biserică de pocăiți era prea mult pentru mine. Tânărul acesta era foarte înțelept și prin trăirea lui, când mă întâlneam cu el, vedeam o viață nouă în el. S-a rugat pentru mine ca Dumnezeu să mă convingă și cam peste o lună mi-a făcut din nou o invitație. N-ai vrea să vii cu mine la Oradea, la o biserică evanghelică, nu să te cunoască nimeni că ești polițist. Gândul acesta mi-a plăcut. Și așa că l-am urmat, era în mai 1992. Când am intrat acolo și am văzut vreo 2000 de oameni înăuntru și pe afară nu mai încăpeau, m-am mirat. Când pastorul Petru Vidu a vorbit despre un Iisus Hristos răstignit de doi tâlhari și când am văzut că acest pastor simțea și trăia ceea ce predica, îi curgeau lacrimile, am zis, Doamne, aici e ceva diferit. Cred că aici e locul meu. Am hotărât din acel moment ca duminică după duminică să vin de voie bună, cu mașină de ocazie, cum puteam, să ajung să aud cuvântul lui Dumnezeu predicat cu claritate. M-am îndrăgostit de Dumnezeu într-un fel. Adevărul este că doar în anul 1993 am fost convins 100% că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Am luat în serios cuvântul Domnului, am spus colegilor mei, m-am uitat apoi să văd măcar un polițist dacă ar mai fi pocăit, pentru că mi-era totuși pe undeva greu ce o să spună șefii, colegii, cum o să fiu primit în instituția în care lucrez ca unul care ia Biblia chiar așa de în serios. Chiar m-a vizitat un ofițer cu funcții mari și m-a întrebat, chiar vrei să te pocăiești? Te-ai gândit ce pierzi și ce câștigi? Te-ai gândit că ai putea să nu mai lucrezi în poliție? Și i-am spus, da, m-am gândit la toate lucrurile și am hotărât. Aleg să-L urmez pe Domnul, chiar dacă va trebui să pierd uniforma. Pentru că Dumnezeu îmi dă uniforma neprihănirii și Dumnezeu mi-asigură pentru veșnicie un loc la dreapta Lui. Dar dacă Dumnezeu vrea să rămân în poliție, voi rămâne.
că e mai mare decât toți șefii. Așa că am mers cu hotărâre înainte, am mers la mama mea să-i spun și ei bucuria care aveam înăuntru meu, pentru că începusem să fac curățenie la casă, la mine aveam țuică de prune, aveam vin sec, aveam lucruri așa, le-am scos afară toate. Am zis, gata, dacă Biblia spune că trebuie să fim sfinți, trebuie să fim sfinți în toată purtarea. Mai mult, am avut parte de un test. Un procuror m-a vizitat în control, acolo la post, și trebuia să-l ducă cineva acasă să servească masa. Și când i-am pus apă pe masă și mâncare bună, el s-a uitat că altceva nu mă apare. Nu de mâncare. Știam că se gândea la țuică sau la alte lucruri și am vrut să-i fac o lămurire. Și am spus, domnule procuror, de curând eu am ales să-L slujesc pe Dumnezeu, să iau Biblia în serios, așa că am hotărât că în casa mea nu se fumează, nu se bea alcool. Apreciez, mi-a zis el. Așa că m-am dus la mama mea, i-am spus și ei despre decizia care am luat-o eu, însă n-a înțeles. Mi-a zis, eu n-am nevoie de pocăință. Eu sunt o bună creștină ortodoxă și mă duc în fiecare sfârșit de an să mă spovedesc. Și atunci eu trebuie să-i amintesc, dar cu băutura când te îmbeți, ce faci? Dar cu viața imorală, cum te împaci? Rămăsese văduvă de la 36 de ani și trăia cu un bărbat. Și mi-a spus, nu-i nimic, eu mă spovedesc și preotul mă iartă și gata. Nu-i rău că te spovedești, i-am zis eu, că Biblia spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dumneatare le mărturisești și ar li ai. Dacă ai scăpat de ele, ar fi bine. Dar am văzut că nu reușesc să o conving eu, care are nevoie de Biblie, de Iisus Hristos, și atunci am luat Biblia să citesc. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Matei 21:22. Orice veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Și când am înțeles că orice vom cere cu credință prin rugăciune, am început să mă rog. Pentru mama mea, pentru sora mea, pentru fratele meu, și a făcut Dumnezeu o minune. Toți trei s-au întors la Domnul. Toți trei s-au întors la Scripturi. Așa că în iulie 1993 eram patru din aceeași familie. Eu, mama, sora mea, fratele meu, toți patru am intrat în apa botezului și am mărturisit împreună cu 95 de oameni îmbrăcați în haine albe că și noi ne-am curățat sufletul și că am hotărât să trăim o viață nouă pentru Dumnezeu. A fost un moment extraordinar pentru mine când m-am întors la Domnul, cu toate că știam că poate voi avea și de suferit datorită deciziei care am luat-o. N-a întârziat nici să apară tot felul de șicane din partea unor șefi care erau foarte înrădăcinați în sistemul comunist. Au făcut ședințe, au vorbit de rău, am fost chiar căutat de un ofițer acolo la postul de poliție în Ciumeghiu, dar eu m-am dus înainte cu Dumnezeul meu, știam că El este mai mare decât toți. Așa că am început să mă rog, pentru că am văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunea și am zis, Doamne, chiar vrei să rămân în poliție? Sau poate ar fi mai bine să mă retrag din poliție? Oare care e planul tău? Care e voia ta? Mi-amintesc și acum că în anul 1994 șefii m-au chemat și de fapt m-au delegat să vin într-o misiune în Oradea. Eram vreo 40 de polițiști din mai multe comune și toți trebuia să patrulăm noaptea pe străzile Oradiei. Se comisese foarte multe furturi din auto și trebuia prinși autorii. Noaptea patrulam, ziua dormeam la un hotel toți. Și am zis, Doamne, e momentul să te rog să-mi arăți care e planul tău cu viața mea. Și cam așa m-a rugat, Doamne, luna aceasta, dacă un polițist dintre cei 40 cât sunt aici cu mine în misiune, unul dacă se va întoarce la tine luna asta, și dacă acel polițist va fi în aceeași cameră de hotel cu mine, atunci înțeleg că trebuie să rămân în poliție. Dacă nu, înțeleg că trebuie să mă retrag din poliție. Când m-am dus să mă cazez, mi-a dat o cameră cu un singur pat și am zis, sigur, trebuie să-mi dau demisia. Însă a doua zi, recepționarea m-a poftit să merg într-o altă cameră unde mai erau doi colegi și au mai pus un pat. Deci aici va trebui să stați. Dumnezeu a lucrat. Unul dintre cei doi care erau cu mine în cameră, cazați,
m-a însoțit la Biserica Baptistă numărul 2 pe Simeon Bărnuțiu, aici în Oradea, și l-a invitat în seara aceea pe Domnul Iisus în inima lui. Era frământat de păcat, de o viață trăită fără Dumnezeu, și momentul acela când a auzit că există salvare și iertare de păcate, n-a stat pe gânduri, a intrat cu năvala în împărăția lui Dumnezeu. M-am bucurat mult, căci am înțeles că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu mai eram singur, eram deja doi polițiști pentru Hristos. La scurtă vreme ne-am mutat amândoi cu serviciu în Băile Felix, am lucrat acolo, cineva ne-a căutat să facem misiune, să învățăm cum să explicăm Scriptura. Cu bucurie am făcut lucrul acesta și au fost multe și multe, și ne-a rugat cu Simeon împreună: Doamne, mai adu polițiști la pocăință. Auzisem că în Anglia, în America, în Elveția și în alte țări sunt mulți polițiști care cunosc pe Domnul, și am zis: Doamne, fă și în România măcar 5.000 de polițiști, măcar atâta, să vină în vremea ce urmează la o credință reală, care să trăiască bazați pe Scripturi, care să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și să stea departe de mită, să stea departe de orice act de corupție, să stea departe de imoralitate, să nu consume alcool și să fie oameni simpli, dar oameni care să facă cinste lui Dumnezeu și instituției în care lucrează. Așa că Domnul va asculta rugăciunea. Dumnezeu a ascultat rugăciunea și în curând s-a format un grup de polițiști creștini aici în Oradea. Eram prin anul 1998 deja 7 polițiști credincioși care stăteam, ne adunam la rugăciune împreună și strigam: Doamne, mai adu și alți polițiști la pocăință. Când am auzit de domnul comisar șef Țis Daniel că merge la biserică, bucuria noastră a fost foarte mare. Și ne-a rugat cu toții ca Dumnezeu să-l convingă, Dumnezeu să lucreze în inima lui mântuire și să îl urmeze pe Domnul Iisus. Și iată că Dumnezeu ascultă rugăciunea. În anul 2000, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să formăm și noi în România Asociația Polițiștilor Creștini. Pentru că între timp auzisem că mai sunt la Cluj polițiști credincioși, la Timișoara, în Arad, în Sălaj, în Maramureș și așa mai departe, și am început să ne cunoaștem unii pe alții, ne sunam, ne adunam la întâlniri, și cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 2000, în decembrie, asociația a luat ființă și la ora actuală, după 15 ani aproape, suntem în jur de 400 de membri în toată țara, în 36 de județe avem reprezentanți. Sunt și județe care nu au niciun polițist creștin evanghelic, ca să spunem așa. Da, sunt câteva județe despre care nu avem cunoștință care exista polițiști evanghelici, poate că sunt și nu știm noi, și asta e posibil. Însă eu zic că din toate statisticile care le avem noi, e o bucurie să știm că sunt peste 1.000 de oameni în uniformă, polițiști, jandarmi, pompieri, oameni care au îmbrăcat peste uniforma lor uniforma neprihănirii lui Hristos, din mai multe confesiuni creștine, dar oameni care au pus baza pe Scripturi, oameni care și-au schimbat viața și sunt o făptură nouă, adică oameni născuți din nou. Și asta ne face să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fim în continuare la dispoziția Lui, să trăim o viață curată și sfântă la locul de muncă și să vorbim nu numai cu gura, ci să vorbim mai mult cu trăirea. Aș vrea să vă întreb, aminteați dumneavoastră despre faptul că imediat după 90, au fost anumite momente când totuși nu era foarte simplu să faci pasul acesta al credinței. Dar ce se poate spune acum despre mediul acesta? Poți să fii polițist și creștin? Sigur. Noi avem și harul de a avea în fruntea Inspectoratului Județean de Poliție Bihor pe domnul chestor Liviu Popa, mulțumim Domnului pentru el, este o persoană deschisă spre cuvântul lui Dumnezeu, chiar aș divulga un secret, dacă pot să spun așa. Băiatul dânsului este la Biserica Emanuel, sunt în anul la Secția Management, și avem harul de la bea comandat și ne rugăm pentru dânsul, pentru că Dumnezeu poate să facă minuni mari, pentru că este un Dumnezeu mare,
ca Dumnezeu să lucreze și în viața dânsului personală și a familiei dânsului. Și dânsul a răspuns pozitiv la toate inițiativele noastre, pentru că noi avem în fiecare an adunarea Asociației Poliției Creștine, sigur, în diferite locații. În Oradea, anul trecut, prin anul Domnului, l-am făcut la Viena, la Biserica Elim, Biserica Pentecostală Elim. Și dânsul, ori de câte ori am solicitat răspuns afirmativ, cu un plus pentru faptul că noi avem un centru de arest preventiv în sediul Inspectoratului de Județeană de Poliție Bihor și acolo ne-a chemat ori de câte ori ne-a solicitat prezența noastră acolo și prezența noastră fizică și spirituală acolo și prin un stand de carte. Am dus Biblie în arest, sigur cu ajutorul fratele Buhuș și cu alți frați polițiști. Am mers acolo să stau de vorbă cu persoanele private de libertate și mulți dintre ei, să știți că sunt... Cred că nu se așteptau la... Da, impactul a fost mare pentru ei. Unii dintre ei au cedat și psihic, au început să plângă, au început să se vadă, așa cum spunea fratele Băuș, în lumina Scripturii, au început să vadă și partea neagră din viața lor, partea păcătoasă, și unii dintre ei l-au și mărturisit pe Dumnezeu. Și știm că avem, n-aș vrea să greșesc, câteva cazuri care ulterior, prin faptul că noi am participat acolo și am semănat sămânța cuvântului Dumnezeu, l-au și primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, după ce sigur și-au depășit faza de arest preventiv și au fost depuși în penitenciarul Oradea, după condamnare. Și acolo am înțeles că și acolo este o misiune și noi am participat, eu cel puțin de câteva ori și fratele Băhuș, ne-am continuat misiunea și în penitenciar și acolo au cunoscut pe Dumnezeu și au predat viața în mâinile Lui. Sigur că se poate astăzi și mulțumim lui Dumnezeu că am libertatea ca să de religie putem să aderăm la confesiunile baptiste, pentecostale, confesiunile religioase și mulțumim Domnului pentru încă o dată pentru domnul inspector șef, pentru domnul chestor de poliție Liviu Popa care și ceilalți comandanți, ceilalți adjunți ai dânșilor care ne-au permis să ducem cuvântul lui Dumnezeu și în instituția poliție, chiar în anul 2013 de Crăciun domnul inspector șef și adjunții dânșilor ne-au permis să facem un colinde, să cântăm colinde și să recităm din Biblie, să avem un program bazat pe cuvântul lui Dumnezeu cu participarea colegilor noștri și a copiilor și din inițiativa Asociației Polițiștilor Creștini și cu sprijinul polițiștilor din Elveția noi am dat la fiecare polițist o agendă și pe fiecare pagină la începutul fiecărei zile un pasaj din Scriptură pentru că ce este mai frumos decât să-ți începi ziua cu împreună cu Dumnezeu. Amin. Aminteam la începutul emisiunii faptul că și anul acesta a existat această întâlnire a Asociației Polițiștilor Creștini, un concert de colinde găzduit de Biserica Pentecostală Speranța din Oradea și personal, fiind prima dată la o asemenea întâlnire pe care biserica unde păstoresc, alături de fratele moldovan Ioan, am găzduit evenimentul acesta. M-am bucurat să văd corul polițiștilor care laudă pe Dumnezeu, să aud mărturii ale unor ofițeri care l-au întâlnit pe Domnul și să văd sala plină cu colegi de ei dumneavoastră, împreună cu familiile lor, împreună cu copiilor, că au venit la un serviciu divin într-o biserică evanghelică și într-un număr frumos. Da. Chiar imaginea asta în sine pentru mine a fost o realizare referitor la seara respectivă. De fapt, inițiativa formării unui cor de polițiști creștini a pornit tot atunci, în anul 2013, când conducerea Inspectoratului de Poliție Bihor ne-a invitat să mergem chiar în sala mare a inspectoratului și acolo am fost 25 de oameni în uniformă care am înălțat cântări și colinde spre gloria lui Dumnezeu. Apoi ne-am gândit că în Scripturi găsim, mai ales în Apocalipsa, unde îngeri mii și zeci de mii și mii de mii cântă neîncetat, zi și noapte, și laudă
pe Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, și ei le găsesc vrednic să laude pe Domnul pentru ceea ce a făcut El pe pământ pentru pământeni. Și dacă îngerii, pentru că nu pentru îngeri a murit Hristos, ci pentru oameni ca noi, dacă îngerii îl văd pe Iisus vrednic să laude, cu atât mai mult noi ar trebui să lăudăm. Așa că am continuat cu viziunea aceasta a formării și extinderii corului polițiștilor creștini și nu numai în Bihor, ci s-a extins la Cluj, s-a extins la București, acum se formează la Arad, la Timișoara, la Sălaj, la Bistrița Năsăud și credem că și Maramureș, cât de curând. Deci vrem prin acest act de închinare înaintea Domnului să lăudăm pe Domnul pentru că este vrednic. Apoi, am fost, cum spunea și domnul Daniel Țiț, ne-am dus anul trecut la Viena, 150 de polițiști din mai multe județe ale României, ne-am dus acolo la conferință și, de fapt, conferința națională a noastră am ținut-o la Viena. Ne-am dus cu bucurie și am chemat și colegii noștri din Asociația Polițiștilor Creștini din Austria, au venit și din Elveția, din Slovacia, din Serbia, din Ungaria, a fost și din Germania și a fost, de fapt, până la urmă, o conferință internațională. Ce m-a marcat pe mine mai mult din tot ce s-a întâmplat acolo a fost că anul trecut, după acea conferință, prin luna octombrie, am participat în Madrid la o conferință internațională unde au fost polițiști creștini din 18 state, inclusiv ministrul de interne spaniol a fost la deschiderea acestei conferințe și s-a intonat imnul statului spaniol. Acolo am întâlnit o polițistă din Austria, prezentă la acel eveniment. O chema Petra și mi-a spus: sunt aici și sunt deja o credincioasă și iubesc Biblia și datorită faptului că voi ați venit din România până la Viena. Eu atunci am venit din curiozitate la biserică, eu nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus în mod personal, dar când am văzut atâția polițiști care cântă și laudă pe Dumnezeu cel viu, atunci m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și L-am chemat și eu pe Domnul Iisus să intre în inima mea. Iată că Dumnezeu folosește și oameni ca și noi, pentru că dacă stăm și ne uităm în trecut, milițienii, securiștii erau instrumente ale regimului trecut pentru intimidarea credincioșilor, pentru alungarea de la rugăciunea celor care se adunau. Și cred că asta e un miracol când Dumnezeu ridică oameni chiar aici, în instituția aceasta, pe care îi umple de credință, de dragoste pentru El și de compasiune pentru semeni. Și în felul acesta, iată că putem spune și noi ca și Pavel: pentru mine a trăi este Hristos. Dumnezeu ne-a pus în slujba Lui ca să fim ambasadori ai Lui Dumnezeu, să spunem oamenilor să se împace cu Dumnezeu. În Serbia e o istorie extraordinară, în sensul că în urmă cu 2 ani, un polițist de acolo a participat la o conferință a polițiștilor creștini aici la Oradea. Și mi-a zis: noi nu avem polițiști pocăiți în Serbia, nici eu nu sunt încă pocăit, dar iubesc Biblia și de aceea am venit cu familia mea aici. Am o rugăminte, zice: treceți în Serbia și ajutați-ne. A fost pentru mine o provocare, de fapt, ce i-a spus omul acela din Macedonia lui Pavel: treci în Macedonia și ajută-ne. Așa că am hotărât cu alți colegi de-ai noștri credincioși de aici din Oradea să ne ducem și deja am fost de 3 ori în Serbia, ne-am întâlnit cu polițiști care și ei sunt dornici să-L cunoască pe Dumnezeu și în oarecare măsură am sprijinit inițiativa aceasta. Urmează să ne ducem de Paști. De Paști, asta e un eveniment viitor deja, când ne vom duce un cor de vreo 70 de polițiști din județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, vom merge într-o localitate unde cei mai mulți locuitori sunt români, în Serbia, și anume la Vârșet. Ne vom duce acolo și vom avea cântări, vom avea mărturii personale și va fi o bucurie să ne întâlnim
cu colegi care vorbesc românește acolo în Serbia sau colegi care vorbesc limba sârbă și vrem în continuare să stăm la dispoziția lui Dumnezeu pentru că am găsit scris în Scripturi. Domnul Iisus spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi condamnat. Dumnezeu este serios când spune lucrul acesta. Nu există o altă cale spre cer decât Iisus Hristos și credința în El. Nu religii, oricum s-ar numi religia aceea, nu e o cale spre cer. Nu în filozofii, nu în tot felul de ritualuri sau tradiții sau obiceiuri. O singură cale. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și dacă oamenii rămân departe de Hristos, nu vor vedea fața lui Dumnezeu. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Fiul lui Dumnezeu a coborât din gloria cerească într-o lume a mizeriei, a păcatului, a întunecimii și a venit să trăiască frumos în lumea aceasta, fără păcat. A venit să-și dea viața pentru alții, nu pentru sine, că el n-avea păcat. Și a făcut tot aceste, le-a făcut din dragoste pentru toți oamenii. Și atunci noi, care cunoaștem deja dragostea lui Dumnezeu, cum am putea să stăm nepăsători și să nu spunem și altora? Ne cheamă Dumnezeu să fim ucenici ai Lui și mesageri ai păcii. Emisiunea pe care tocmai ați urmărit-o este sub această denumire În Lumina Cuvântului. Și iată puterea acestui cuvânt al lui Dumnezeu care poate transforma inima unui om și am auzit mărturia invitaților noștri despre puterea acestui cuvânt care poate transforma pe oricare dintre noi dacă ne deschidem inima față de cuvântul lui Dumnezeu. Dorim ca puterea acestui cuvânt să lucreze în continuare în inimile noastre. Suntem la final de emisiune și parcă timpul este prea mic pentru a relata un Dumnezeu, despre un Dumnezeu atât de mare, despre lucrările Lui, despre minunile Lui Dumnezeu, pe care, iată, Dumnezeu le face în România, în locuri despre care oamenii credeau că sunt impenetrabile în ce privește Evanghelia, dar Dumnezeu schimbă vremurile. Dumnezeu schimbă oamenii și prezența dumneavoastră aici în studio, alături de mine, este o dovadă a faptului că oamenii pot să fie schimbați de puterea cuvântului. În încheiere, un cuvânt către toți cei care ne-au urmărit în această emisiune și apoi vom încheia pentru că s-a epuizat timpul pentru emisiunea de astăzi. Oferta de astăzi și oferta pentru toată lumea este să creadă în Domnul Iisus Hristos. Așa cum am spus, eu am trăit în întuneric, dar de când am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, trăiesc o viață plină de har, plină de bucurie și noi pentru asta am fost azi prezenți aici, ca să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să spunem că în El, lângă El ne putem odihni, El ne păzește și ne înviorează, El este Salvatorul nostru, care a ridicat păcatele noastre. El este pâinea vieții care ne asatură sufletele în fiecare zi. El este păstorul cel bun, învățătorul care ne învață, înțelepciunea lumii. De aceea, noi îi chemăm pe toți spectatorii, telespectatorii dumneavoastră și pe cei care ne-au urmărit ca să urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Amen. Să se urce în trenul care înseamnă Domnul Iisus Hristos, care are gara finală, viața veșnică și fericirea veșnică. Amin. Amin. Să ne ajute Domnul. Amin. Mă adresez în primul rând celor care sunt deja oameni familiarizați cu Biblia și vreau să vă spun că România are nevoie de fiecare credincios. Țara aceasta va fi tot mai bună. Oamenii din țara aceasta se vor ridica mai sus.
dacă noi, credincioșii, ne vom pleca pe genunchi și vom fi oameni rugăciuni. Biblia spune că Dumnezeu caută un om care să stea în spărtură pentru națiune. Fiți oameni ai rugăciunii. Iar celor care încă poate stați la intersecții de drumuri și nu știți pe care cale să apucați, vă sfătuiesc să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos. Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Mi-amintesc de un ofițer de jandarmi, un colonel, care s-a întors la Domnul Iisus și l-a întrebat un fost coleg de-a lui: de ce ai făcut pasul acesta? Și el a spus: am găsit în Biblie o poruncă. Eu totdeauna am fost un om care am avut oameni sub mine care ascultau de poruncile mele și am avut șef mai mari și ascultam de ordinele lor. Dar am găsit în Biblie un ordin suprem venit din partea Creatorului. La Fapte 17:30 spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și spunea acest colonel: eu am ascultat de acest ordin și m-am întors la Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze România. Amin. Și românii de pretutindeni. Amin. Amin. La final de emisiune, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți împreună cu noi, să mărturisiți despre întoarcerea dumneavoastră la Domnul și să îi încurajați și pe alții care poate au rezervă gândindu-se la statutul pe care îl au, gândindu-se la ceea ce vor spune alții despre un pas ca acesta, că cea mai inteligentă decizie pe care o poate lua un om în viața lui este să-L slujească pe Dumnezeu. Vreau să vă doresc să vă dea Dumnezeu succes și binecuvântare în lucrarea pe care o faceți. Amin. Noi credem în respectul pe care trebuie să-l acordăm autorităților. Biblia ne spune să ne supunem autorităților, este o rânduială lăsată de Dumnezeu și avem nevoie de slujba dumneavoastră. Însă, alături de această autoritate pământească, dacă este și pocăință, dacă este și credință, eu cred că binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste locul acela și peste oamenii care sunt în locul acela. Și să ne rugăm ca asociația aceasta a polițiștilor creștini din România să crească tot mai mult. Amin. Amin. Și cât mai mulți colegi de dumneavoastră din diferite sfere ale autorității să îl recunoască pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor. Amin. Amin. Iar dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit în cadrul acestei emisiuni, să nu uitați că cel care a putut să schimbe inima unui polițist o poate schimba și pe a dumneavoastră. Cel care poate schimba atmosfera într-o asemenea familie o poate schimba și în familia dumneavoastră. Și până la următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, îndemnul meu pentru toți cei care ne-ați urmărit este același: să trăim în lumina cuvântului. Amin. Amin.